cadrul Sfintei Liturghii l-am hirotonit într-un diacon pe tânărul Radu pentru ca să slujească aici și la catedrala noastră din Nuremberg o vreme ca diacon și apoi ca preot pentru o parohie nouă din această zonă. Mă bucur că ați venit în număr mare, deși vremurile sunt așa precum le știm cu toții, pentru ca să participați la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie din această a doua duminică din perioada Triodului. Am început, deci, prin această perioadă a anului bisericesc, numită perioada Triodului, urcușul duhovnicesc spre Sfintele Patim ale Mântuitorului Iisus Hristos și spre învierea Lui. Și în acest urcuș duhovnicesc, Sfânta Biserică ne pune înaintea ochilor noștri duhovnicești pilde de pocăință, de smerenie, pentru ca și noi să urmăm aceste pilde ca să ajungem, cum am spus, să sărbătorim, după cum se cuvine, cel mai mare prasnic al creștinătății, învierea Domnului. În această duminică s-a citit pilda fiului risipitor. Una dintre cele mai impresionante pilde pe care le-a rostit Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Este vorba, așa precum am auzit, de un tată, un părinte care avea doi fii și care, la un moment dat, s-a trezit cu cererea fiului celui mai tânăr de a-i da partea de moștenire, pentru că el s-a săturat să mai trăiască la casa părinților. Și tatăl i-a respectat voința tânărului, copilului său, și a dat partea de moștenire. Acesta abia a așteptat să ia partea lui de moștenire, că a plecat imediat într-o țară îndepărtată, ne spune Sfânta Evanghelie, și acolo și-a petrecut câțiva ani din viață până și-a cheltuit toată averea pe care o avea cu desfrânatele, o viață destrăbălată. Și după ce și-a cheltuit toți banii pe care îi avea, a ajuns să trăiască într-o lipsă deosebit de mare, încât a fost nevoit să se ducă să intre slugă la un om din țara respectivă, care l-a trimis în țarina sa să pască porci. Și acolo, păscând el porci și flămând fiind, ne spune Evanghelia, dorea să se hrănească cu roșcovele pe care porcii le scoteau cu nasul din pământ, dar nici pe acestea nimeni nu i le da. Și atunci, în această experiență extremă a răului, a lipsei, a necazului, ne spune Evanghelia că și-a revenit în sine și s-a gândit bietul tânăr câți argați la casa tatălui meu trăiesc în îndestulare, au ce mânca și au ce bea. Și eu, fiul tatălui, mor aici de foame. Și s-a hotărât zicându-și, mă voi scula și mă voi întoarce la tatăl meu și îi voi spune, tată, am greșit la cer și înaintea ta, nu mai sunt vrenit să mă numesc fiul al tău, ci fă-mă doar ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat copilul, s-a întors acasă și înainte de a ajunge la casa părintească, tatăl, care fără îndoială l-aștepta zi de zi și ieșea la poartă și se uita în sus și în jos să vadă nu cumva să întoarce copilul său, deci tatăl l-a văzut din depărtare și a ieșit în întâmpinarea lui. Deci n-a așteptat tatăl să se întoarcă copilul până la casa lor, ci a ieșit el în întâmpinare și l-a cuprins în brațele sale părintești și acesta cu lacrimi i-a mărturisit, tată, am greșit la cer și înaintea ta, nu mai sunt vrenit să mă numesc copil al tău, ci fă-mă doar ca pe unul din argații tăi. Tatăl s-a bucurat, l-a dus acasă, a poruncit să-i
să schimbe hainele, să-i se dea haine noi, să-i se dea un inel în mâna sa și să se taie vițelul cel gras pentru ca să se veselească împreună cu toți cei ai case și cu rudele. Căci, zicea el tatăl, copilul meu acesta mort a fost și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat. Și în timp ce la casa părintească erau cântece, bucurie, celălalt copil, copilul cel mare, s-a întors de la țarina spre seară și auzind din depărtare cântece și veselie la casa sa, s-a întrebat ce se întâmplă. Și cineva i-a spus, zice, fratele tău mai mic s-a întors acasă și tatăl tău de bucurie a tăiat vițelul cel gras și iată acum se bucură împreună cu toți cei ai case și cu neamurile. Și atunci copilul cel mare s-a întristat, ne spune Evanghelia, și mânios a ajuns acasă și s-a dus direct la tatăl său și a zis, tată, te-am ascultat toată viața, nu ți-am ieșit din cuvântul tău și nu mi-ai dat nici măcar un ied să mă veselesc și eu cu prietenii mei. Și când a venit copilul tău acesta, care și-a pierdut toată avuția cu desfrânatele, ai tăiat vițelul cel gras și te bucuri și te veselești. Și atunci tatăl, în iubirea sa, l-a îmbrățișat și pe el. Și a zis, măi copil, toate ale mele sunt ale tale. Nu te-am refuzat cu nimic din ceea ce mi-ai cerut. Și tot ce am, în fond, va fi moștenirea ta. Dar se cuvenea să ne bucurăm și să ne veselim că fratele tău acesta mai mic, mort a fost și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat. Numai tată și numai mamă să fii, să ai copii neascultători, unii care pleacă în lume, alții invidioși, inima tatălui, inima mamei se rup datorită dragoste pe care o au părinții față de copiilor. Copiii, numai când ajung și ei părinți și își dau seama de dragostea părintească, înțeleg ce înseamnă să fii părinte, să ai dragoste fără limite pentru toți copiii tăi. În Evanghelia, în Apostolul care s-a citit astăzi, s-a vorbit despre păcatul desfrânării, păcatul pe care îl săvârșește omul în afara căsătoriei, cum se întâmplă și astăzi, foarte des, mai mult ca altădată, când tineri trăiesc împreună fără să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu prin taina cununiei, sau alții care își calcă jurământul conjugal și trăiesc în fără de lege cu alți bărbați sau cu alte femei. Și Sfântul Apostol Pavel spune, tot păcatul pe care îl săvârșește omul este în afară de trup. Orice păcat se săvârșește în afară de trup. Ai vorbit urât, ai spus o minciună sau ai făcut ceva rău, nu le faci direct în trupul tău, dar păcatul desfrânării se face în însuși trupul tău. Trupul însuși participă mai mult decât la orice păcat, prin acest păcat al desfrânării, la păcatul însuși. Și se întinează trupul prin păcatul desfrânării. Ori spune Sfântul Apostol Pavel, voi nu știți că trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt și că voi nu sunteți ai voștri, ci sunteți ai lui Dumnezeu. Zice, cum voi face templul trupului meu în care se lășluiește Duhul lui Dumnezeu, cum îl voi face mădular unei desfrânate? Cum să-mi permit, cum să mă gândesc, să-mi pângăresc trupul care e vasul ales al lui Dumnezeu, trăind în destrăbălare, trăind în desfrâu? Ceea ce a făcut tânărul din Evanghelia de astăzi, care a trăit în desfrâu până și-a cheltuit toată averea. Dar s-a întors. S-a întors atunci când Dumnezeu i-a dat în
inimă gândul acesta al pocăinței, al întoarcerii de la păcat. Și gândul acesta al întoarcerii de la păcat ne-l dă Dumnezeu tuturor, în orice situație am fi. Dar e adevărat că, deși Dumnezeu ne dă gândul pocăinței, întoarcerii la El, nu-l primim până când ajungem și noi să facem experiența aceasta dureroasă a păcatului, cum a făcut-o tânărul din Evanghelie. Până când ajunge omul să se scrâbească de însuși păcatul pe care îl face, pe care l-a făcut poate ani de-a rândul, te saturi până și de păcat, te scrâbești de tine însuți. Și când ajungi în această situație, să te scârbești de tine însuți, să-ți dai seama de răutatea ta, de păcatele tale, nu numai de păcatul desfrâului, care e cel mai, care te întinează cel mai mult, dar de orice alt păcat. Când vorbești urât, când critici, când judești, când urăști, când te cerți și te-ai învățat mai cu seamă în păcatul respectiv, care a devenit patima, adică te stăpânește. Sunt oameni stăpâniți de băutură, sunt oameni stăpâniți de fumat, de oameni stăpâniți de desfrâu, sunt oameni stăpâniți de ură, de neînțelegere, de judecată, de mândrie, de lăcomie. Toți suntem, mai mulți sau mai puțin, stăpâniți de diferite păcate, diferite patimi, în care trăim poate ani și ani și ani, zeci de ani din viață, deși Dumnezeu ne dă semnale în inima noastră, în mintea noastră, în conștiința noastră, că nu facem bine. Cum spune Sfântul Apostol Pavel. Deci îmi dau seama că nu fac bine și totuși răul mă stăpânește. Și încă n-am putere să mă las de răul care mă stăpânește. Dar mă rog lui Dumnezeu, mă rog lui Dumnezeu ca să-mi dea putere, ca într-o zi să mă las cu totul de păcat și să mă întorc la Dumnezeu. Pentru că păcatul, dragii mei, orice păcat, cu atât mai mult păcatul desfrâului, al destrăbălării trupești, te duce la o stare de mâhnire, de nemulțumire profundă. Păcatul nu te fericește, nu-ți aduce bucurie în suflet. Poate pe moment, dar după aceea păcatul îți aduce mâhnire, îți aduce durere, te mustră conștiința de cele ce ai făcut și încetul cu încetul, cu darul lui Dumnezeu, dar și prin efortul propriu al fiecăruia dintre noi, putem să ne ridicăm din starea de păcat în care am ajuns. Și lucrul acesta trebuie să-l facem cu toții mai cu seamă în această vreme de pocăință a perioadei triodului, acestei perioade de pregătire pentru Sfintele Patime ale Mântuitorului și pentru învierea sa, spovedindu-ne, înmulțindu-ne rugăciunea, înmulțindu-ne postul, înmulțindu-ne facerea de bine față de semenii noștri, înmulțindu-ne participarea mai regulată la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și împărtășirea cu Sfintele Taine ale Domnului, cu trupul și sângele Domnului. Și în felul acesta ne întoarcem și noi la casa lui Dumnezeu, care este pe pământ biserică. Ne întoarcem la biserică cu conștiința aceasta a păcatului, că nu suntem vrednici să fim numiți fii ai lui Dumnezeu, ci să ne socotească Dumnezeu ca pe unele din slugile sale. Și când vede Dumnezeu smerenia noastră, când vede Dumnezeu conștiința păcatului, pocăința noastră, lacrimile cu care ne întoarcem la El, atunci să știți că Dumnezeu ne iese în întâmpinare El însuși, cum a ieșit Tatăl din Evanghelia de astăzi, în întâmpinarea copilului. N-a așteptat Tatăl să ajungă copilul acasă, ci a ieșit în întâmpinare. Vă dați seama ce dragoste părintească a avut acest părinte. Păi cu atât mai mult are Dumnezeu dragoste față de fiecare dintre noi și ne așteaptă cu brațele deschise să ne întoarcem la casa Lui, care este biserica, pentru ca să ne împărtășească de toate darurile sale. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.